place cifra 7. Sunt 7 minuni ale lumii antice, 7 minuni ale evului mediu, 7 culori ale curcubeului, 7 păcate, 7 virtuți, până și gărgărița, simbolul norocului, are 7 buline negre. De ce n-am avea și noi 7 obiceiuri pentru un viitor mai verde? 1. Plantează orice, semințe, flori, copaci sau orice ți înfrumusețează viața și îți face aerul și sufletul mai curat. 2. Strânge gunoiul din viața ta, dar și din drumul pe care ești. Nu uita să-l pui exact la locul lui și să fii un exemplu și pentru alții. 3. Când vânzătoarea te întreabă, punguță vă dau, zâmbește politicos și spune-i că tu ai mereu cu tine o sacoșă de pânză pentru că ai decis să scoți plasticul definitiv din viața ta. 4. Cumpără local. Știu că e destul de greu să găsești în magazinele noastre produse românești, dar dacă ai de ales, fă-o. Măcar din naționalism, dacă nu, din activism. 5. Mai stinge și tu lumina. Fă duș cu partenerul. Te-ai gândit că activismul de mediu are și ceva romantism pe el? N-am să-ți spun să-ți iei mașina electrică, deși aș vrea, însă mersul pe jos, atunci când poți, face minuni. Atât pentru mintea și corpul tău, cât și pentru aerul pe care îl respiri. Și ca să fie cât mai curat, treci prin parcuri sau cât mai departe de traficul infernal. 7. Te rog eu frumos, nu mai cumpăra compulsiv, nici când ți-e foame, nici când simți tristețe. E plin pământul de gropi cu ce aruncăm. Mai bine dă drumul la radio și ascultă emisiunea verde. Te aștept în fiecare sâmbătă la Europa FM.